Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! În această săptămână, problemele legate de sentimentele și relațiile interpersonale vor ieși în prim plan. Dacă ești singură, principalele probleme vor fi să comunici cu prietenii și cu părinții tăi. În timp ce cauți un compromis care să elimine dezacordurile cu cei dragi, adevărurile vechi se vor deschide înaintea ta, iar tu vei înțelege că renunțarea nu este un semn de slăbiciune. Dacă ești într-o relație, în următoarele șapte zile va trebui să cauți o nouă abordare a partenerului tău de căsătorie cel iubit va decide să se schimbe mult în favoarea ta și vei accepta în acest lucru. Miercuri 17 aprilie, Mercur intră în berbec. Dacă ai ascendentul în gemeni sau fecioare, acesta este un nou început pentru tine. Asigură-te că începi ceva nou, chiar dacă nu ai nicio idee despre ce începi. Mercurul din berbec te va ajuta să devii mai asertivă și mai încrezătoare dacă ai dificultăți în a duce ideile înainte, dacă ești timidă sau comunicarea nu este forța ta, poți profita de tranzitul Mercur în următoarele săptămâni, dar trebuie să te exprime în acest sens. Vineri, 19 aprilie, avem o lună plină în balanță. Aceasta este a doua lună plină în balanță. Am avut o alta pe 21 martie. Aceste două luni pline sunt legate. Deci, Orice s-ar fi întâmplat în viața ta în momentul primei luni pline în balanță va ajunge acum la o culminare. Va avea mai multă profunzime. Luna plină înseamnă obținerea de lucruri. Când avem două luni pline, așa cum se întâmplă acum, aceasta înseamnă că probabil vei avea mai multe realizări în zona particulară a vieții tale conduse de balanță. Studiază-ți astrograma natală pentru a vedea ce case zodiacală este condusă de balanță. Sâmbătă 20 aprilie, Mercur este în conjuncție cu Chiron la 3 grade în berbec. Mercur reprezintă mintea noastră și modul în care o folosim pentru a interacționa cu lumea, adunarea de noi informații, comunicare, învățarea noi competențe. Chiron este vindecătorul rănilor, dar și alchimistul care te provoacă inițial, dar apoi te va ajuta să transform ceva obișnuit în ceva extraordinar. Dacă ai gânduri dureroase sau dacă comunicarea ta nu este atât de lină, profite de această ocazie pentru a te înțelege mai bine și pentru a vedea cum îți poți transforma vulnerabilitatea în oportunități de creștere. În această zi, 20 aprilie, Soarele și Venus schimbă semnele. Dacă ești taur, îți doresc o zi de naștere fericită. Aprilie-mai este sezonul tău. Venus, conducătorul tău, va păși în primul grad al zodiacului și intră în berbec. Dacă nu ești taur, soarele și Venus se vor mișca în diferite zone ale astrogramei tale, dar soarele se află în imediata vecinătate a Uranusului, deci este timpul să încerci ceva nou. Duminica 21 aprilie este Sfânta Sărbătoare a Paștelui pentru catolici și Duminica Floriilor, intrarea Domnului în Ierusalim pentru ortodoxi. Îți doresc sărbători fericite! Acum, hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec, te poți baza pe evenimente noi în viața personală, te poți aștepta să întâlnești a doua jumătate o declarație de iubire, o nouă rundă în relație. Astrele îți recomandă să comunici mai mult cu alte persoane. Săptămâna nu este cea mai ușoară, se pot întâmpla tot felul de evenimente pe care nu le-ai prevăzut. Acestea se referă la treburile casnice, pot exista defecțiuni ale echipamentelor, ce ce va implica cheltuieli bănești. La locul de muncă vei putea să realizezi multe și într-un timp foarte scurt. Succesele în serviciu te vor inspira atât de mult încât să decizi să modifici calitativ întreaga existență obișnuită. Nu este exclus faptul că poți reforma în mare măsură afacerea ta actuală de dragoste, excluzând din ea toate diferențele anterioare un alt aspect pe care vei încerca să-l modifici va fi relația ta cu colegii. Poți învăța să asculți opiniile acestor oameni și de asemenea să renunți la aroganța și aerul de superioritate. Confuzia cu finanțele poate doar să te deranjeze. Astrele recomandă. Trebuie să te calmezi, să nu reacționezi violent la toate necazurile. Sănătatea poate lăsa mult de dorit. Starea fizică și emoțională poate fi instabilă. Este posibil un dezechilibru hormonal și umflare a ganglionelor, apariția unei erupții cutanate și a migrenei. Norocul nu este în bani încă. Va trebui să împrumuți sau să amâni cumpărarea a ceea ce doreai. Dacă împrumuți, ia doar suma strict necesară. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Taur în această săptămână vei avea nevoie de multă răbdare. Îți pot cădea pe cap multe dintre cele mai diverse probleme, de la eșecuri minore ale echipamentelor până la dezacorduri cu superiorii tăi. Numai persistența și credința în tine însă îți, îți vor permite să nu te predai sub atacul unor circumstanțe deprimante. Vei analiza care dificultăți sunt primordiale pentru tine și care pot aștepta un timp și apoi vei începe lupta cu toate problemele. Victoria în această luptă va fi de partea ta, dar poți depune un efort enorm. Săptămâna poate fi plină de mișcare, poți fi trimisă într-o călătorie și aceasta este o modalitate bună de a te relaxa și de a te odihni de realitatea din jur. De luni până miercuri poți lua decizii de afaceri personale sau proiecte comune. Nu te lasa condusă de emoții. Acest lucru poate duce la boli psihosomatice și la un răspuns inadecvat la un posibil pericol. În această perioadă poți prinde norocul de coadă sau poți ceda falselor iluzii. Același lucru este valabil și pentru exploatarea unei persoane în interesul propriu. Poți avea noroc sau îți poți bate cu întâlpi. Situația cu achiziționarea unui lucru foarte mare începe să se limpezească. Ziua cea mai potrivită pentru acest lucru este joi. Poți efectua orice tranzacții imobiliare. Potrivit astrelor, este mai bine să păstrezi sentimentele romantice sub control și să nu dai nimănui nicio promisiune. Poți fi înșelată. Weekendul promite să fie de succes, ia cu tine niște prieteni. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Gemen în această săptămână nu este recomandat să folosești mijloace imorale pentru creșterea carierei. Chiar dacă te gândești prin proiectul tău ingenios la cel mai mic detaliu, există toate șansele ca acestea să se încheie cu un fiasco complet. Poți fi nevoite să îți ceri scuze pentru comportamentul tău nevrednic și apoi să urmeze o restaurare lungă și dureroasă a reputației profesionale este mai bine să îți concentrezi întregul potențial imens pe frontul iubirii, mai ales că acum vei avea șansa de a obține un interes reciproc de la persoana care îți place. Astrele insistă, pur și simplu mai întâi trebuie să-ți controlezi egoismul și să nu-ți îndeplinești toate dorințele. Poți să jignești oamenii apropiați de tine și este puțin probabil să ierte curând aceste insulte. Miercuri poate trece în zadar. Dacă ai planificat ceva serios, este mai bine să refuzi în avans. Litigiile cu superiorii pot fi inevitabile joi. Este mai bine să îți iei o zi liberă ca să nu rămâi fără loc de muncă. În acest moment vei fi împrășteată mai mult ca niciodată. Acorda atenție gospodăriei, în special copiilor. Ei au foarte multe nevoie de tine acum. În această perioadă, bunăstarea ta va depinde în mod direct de stilul de viață pe care l-ai avut înainte. Dacă ești sănătoasă, nu ai de ce să te temi. Petrece weekendul în această săptămână cu prietenii, poți fi invitată la o sărbătoare foarte neobișnuită. Noi cunoștințe personale vor fi să apară. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. RAC în această săptămână va trebui să te gândești îndeaproape cu privire la securitatea spațiului personal. Vei înțelege că în iera noastră turbulentă este o nebunie să speri în voința unui eveniment fericit și nu trebuie să te aștepți că te va proteja cineva de hoți și escroci poți atrage o mulțime de atenție. Din acest motiv, echilibrul mental poate fi deranjat. Nu îți împărtăși visele cu nimeni, nu toată lumea poate păstra secrete. După ce vei fi investit în securitatea ta, te vei liniști puțin și vei continua să observi activ orizonturile carierei. În această săptămână nu vei reuși să obții un succes semnificativ în serviciu, deoarece vei fi distrasă în mod obișnuit de mici neînțelegeri și probleme birocratice. Se pare că alegi un stil de viață prea pasiv, mai ales dacă ai șansa de a munci fără a pleca de acasă. Poți fi hărțuită de renevie și să întârzi totul pe timp nedefinit, iar apoi vei realiza că nu ai câștigat nimic și că ești de vină pentru asta. Situația familială poate fi plină de surprize, totul nu va merge deloc cum te-ai așteptat. Este mai bine să nu faci cereri crescute față de cei dragi, astfel încât mai târziu să nu există dezamăgirea. Dacă ai un admirator secret, încearcă să reînnoiești relația cu el. Bunăstarea te va încânta, mai ales dacă nu te grăbești de la o extremă la alta, te epuizezi cu dieta și exerciții fizice, apoi urmezi calea lăcomiei și alenei. Atât în alimentație cât și în relații, este important acum să ai un sentiment de proporție. Weekendul va trece pe un val pozitiv și cel mai probabil departe de casă. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste! Leu. În această săptămână nu căuta aleați pentru a aborda probleme critice. Te vei găsi în situații în care trebuie să fii răbdătoare și înțeleaptă. Aparent, tu chiar ai făcut unele estimări greșite ale planului financiar. La locul de muncă, alege rolul lupului singuratic și apoi începe să implementezi cel mai complex proiect care te poate conduce cu siguranță la recunoaștere. Dorința de a te realiza în domeniul profesional va da rezultate excelente. Dacă gestionezi finanțele altor persoane, te așteaptă succesul. Ar fi bine să lucrezi singur acum. Profitul neașteptat este posibil în mijlocul săptămânii. Tentația de a pierde banii va fi minunată, dar ține minte: pune deoparte o sumă pentru lucruri mai importante. La domiciliu, te vei baza doar pe tine în fața oricăror probleme. Cei apropiați te vor fi lăsați să te lupți singura pentru fericirea familiei tale. Astrele avertizează. Poți deveni mai agresivă și te poți desprinde de cei mai apropiați oameni. Te rog să reții că poți întâlni opoziția și s-ar putea chiar să fii ofensată. Totuși, eroismul tău va fi apreciat, conflictele și certurile vor înceta complet în interiorul perețelor casei tale, iar cel iubit va începe să te privească cu o admirație nedisimulată. Astrele te sfătuiesc! Pentru a-ți ușura starea de spirit, planifică zilele libere astfel încât să te afli în afara orașului. Ai nevoie de o schimbare de peisaj. De-a lungul săptămânii, încearcă să te păstrezi în formă și să nu răsfeți excesele. Tu ai o imunitate excelentă, iar rezerva de energie vitală te ajută cu ușurință să faci față sarcinilor mari. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste! Fecioara, în această săptămână poți fi interesată de misticism și științe oculte. În încercarea de a rezolva cea mai dificilă întrebare și de a nu cere ajutor de la prietenii, colegii și numeroasele rude, poți încerca să contactezi un parapsiholog experimentat. Concluziile sale te vor surprinde și le vei pune sub semnul îndoielii. Treptat va deveni clar că miracolul nu se poate întâmpla și că magicianul a fost sincer în eroare. Vei reveni din nou la locul în care a început aventura ta magică, adică vei continua să reflectezi dureros asupra modului de a scăpa de dificultatea ta și vei căuta o cale de ieșire mai ușoară. Dar dacă vei alege calea cea dreaptă, fără a ține cont de misticism, este o perioadă foarte bună când este posibilă nu numai finalizarea lucrărilor începute, dar și prezicerea unor evenimente ulterioare. Știi cum să construiești foarte corect relațiile cu oamenii, ei te ascultă. Problemele materiale pot crește marți, dar trebuie să fii destul de răbdătoare, sau cel puțin să nu investești toți banii pe care îi ai. Dacă îți lipsește cel iubit, astrele nu te vor mulțumi în această săptămână. Dacă a fost o întâlnire, poți spune doar că a fost și s-a terminat. Un pic de emoție îți va aduce sfârșitul de săptămână, dar acest lucru se datorează rudelor apropiate. Pe scurt, sănătatea poate începe să se rătăcească pe culoarele cabinetelor medicale. La lucru, toate loviturile pot cădea pe tine și poate exista o pauză în relațiile cu iubitul tău. Fii tare să supraviețuiești tuturor. Nu pierde șansa de a stabiliza viața personală. Ești mai des, fă noi cunoștințe, ai grijă de sănătatea și economiile tale. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele avertizează. Balanța. O săptămână care nu îți va permite să te relaxezi. O mulțime de responsabilități la muncă vor cădea literalmente pe tine. Fii extrem de atentă, protejează sănătatea și rămâi vigilentă. Vei înțelege că este o mare greșeală a te baza doar pe tine în încercarea de a scăpa de o anumită boală și poți decide să mergi la medic. Poți petrece mult timp, nerv și energie în timpul vizitelor la medic, dar în final obiectivul tău principal va fi atins. Un medic specialist îți va spune cum să îți restabilești sănătatea neclară și și vei reveni treptat la ritmul obișnuit al vieții. Este foarte important să iei decizii legate de finanțare. Dacă lucrezi singure, nu te vei putea relaxa. Performanța responsabilă a îndatoririlor te va ajuta să obții mult mai mult decât ai fi așteptat inițial. Acum ai ocazia de a restabili relații personale care au fost întrerupte de mult timp, dar în același timp ar trebui să iei inițiativa singură, deși nu-ți place să faci asta. Astrele recomandă: nu rata șansa de marți, altfel va fi prea târziu. Pentru noi întâlniri romantice, numai vineri este potrivită, deci este mai bine să eliberezi complet această zi de la lucru. În acest moment, poți afla că există o persoană aproape de tine care este îndrăgostită de tine cu toată inima și care visează să o numești a doua jumătate. Duminica poate fi dezordonată de musafiri sau vizite și te vei obosi. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Scorpion, vei avea o șansă minunată să te exprimi în toată strălucirea ta. Farmecul și magnetismul tău vor ajuta în acest sens. Vei fi plină de energie și intenție care îți vor permite să ieși victorioasă din vicisitudinele complexe ale vieții. Trebuie să ții pasul cu tot și peste tot. Deci, imediat după muncă, te vei grăbi în brațele celor dragi, pe drumul către casă, vizitând o rudă sau un prieten bolnav sau care a fost copleșit de multe probleme. Acest ritm rapid îți va hrăni mai mult decât pozitiv oboseala. Poți dori să te simți ca o persoană care este vitală pentru toată lumea. Față de partenerii de afaceri, poți începe să te simți suspicioase și, literalmente, nu te poți elibera de gândurile obsesive de trădare. Este mai bine să lași totul așa cum este, să privești situația fără a explora deschis relația, poți distruge complet totul. Pot să apară multe plângeri cu privire la munca ta acum. Nu argumenta și corectează erorile. Nu judeca cu strictețe colegii și șefii, acum sunt în mod special vulnerabil. În materie de afaceri există o mare probabilitate de a pierde venituri sau de a deveni bogată fără a face vreun efort. Starea de sănătate va fi, în general, satisfăcătoare, dar nu trebuie să abuzezi de obiceiurile rele. Aceasta poate dauna sistemului cardiovascular. Evită efortul fizic excesiv, coloana vertebrală este acum vulnerabilă. Mai aproape de sfârșitul săptămânii te vei simți epuizată, prin urmare decide să petreci weekendul pentru o serie de activități pasive, vizionarea TV, chat pe internet și citirea cărților. Petrece mai mult timp în natură, este necesar atât pentru sănătate cât și pentru starea de spirit. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Săgetător, vei petrece această săptămână nu prea productiv. Vei avea prea multe sarcini consumatoare de timp și în curând vei înțelege că nu poți implementa un plan. În plus, succesul tău va fi împiedicat de circumstanțele nefavorabile care te vor pântui la locul de muncă și la domiciliu. Va trebui să te întâlnești cu acest inevitabil și să amâni planurile napoleoniene pentru o dată ulterioară. Dar în zilele următoare vei înțelege mai multe adevăruri vechi și vei înțelege că unul dintre ele îți grăbește foarte mult succesul. Cu toate acestea, săptămâna poate aduce mari schimbări legate de implementarea planurilor tale. Poți să faci ceva complet nou și nu ești deosebit de bună la asta. Fii capabilă să iei decizii nestandardizate. Te așteaptă multe întâlniri de afaceri. Înainte de a fi de acord cu ceva, evaluează cu exactitate propriile tale capacități. Situația financiară va începe în cele din urmă să strălucească. Dacă ți s-au promis bani în urmă cu mult timp, asta se va întâmpla. Acum nu mai ai de ce te îngrijora, și chiar îți permis ceva în plus. Acordă timp pentru îngrijirea familiei. Neglijarea responsabilităților familiale poate provoca în continuare dezacorduri. În această săptămână există riscul de exacerbare a bolilor ereditare. În special pot apărea probleme cu stomacul și sistemul limfatic. Joi și vineri nu începe nicio afacere nouă, poți pierde banii. Dacă ești copleșită de idei, este mai bine să alegi săptămâna viitoare pentru a le pune în aplicare. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Capricorn, comunicare, comunicare și comunicare. Din nou, în această săptămână poți fi în centrul evenimentelor, poți lua parte la un eveniment foarte neobișnuit. Pentru rolul pe care trebuie să-l joci, vei trece peste tine. Cu toate acestea, acest sacrificiu îți va aduce un rezultat pe care nici măcar nu l-ai fi așteptat. O anumită persoană te va distinge de mulțime, va întreba în sacra despre tine și te va găsi apoi în spațiul virtual. Acest lucru poate da naștere la cel mai ciudat roman din viața ta, bazat exclusiv pe interesul platonic. Tu și noua ta pasiune puteți găsi o mulțime de subiecte comune și, în cele din urmă, vei înceta să speri în apariția celei de a doua jumătăți și că este extrem de departe de a fi ideală. Tu îți iei întotdeauna prea multe responsabilități, dar acum te poți depăși și pe tine însăți. Controlează timpul petrecut la locul de muncă, amintește-ți că nu există oameni de neînlocuit. La prima vedere, totul în viața ta va fi perfect acum, dar tu însăți vei fi mereu nemulțumită de ceva. Renunțe la ambițiile tale profesionale dacă acestea se opun intereselor familiei. Conflictele mici de la începutul săptămânii în familie se pot transforma cu ușurință în certuri dacă nu renunți. Încăpățânarea ta nu mai are limite. Astrele te sfătuiesc. Dacă tocmai ai început să dezvolți o relație, este mai bine pentru moment să refuzi întâlnirile și să vorbești doar prin telefon. Dacă nu ai o imunitate puternică, poți conta doar pe evenimente favorabile. Fă-ți timp pentru a preveni bolile pulmonare și bronșice. În sfera financiară, totul va fi stabil. Situația actuală nu se va îmbunătăți, dar nici nu se va înrăutăți. Cea mai bună opțiune a weekendului? Hobby-urile și vizitele scurte la prieteni. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Vărsător! În sfârșit în această săptămână te poți bucura de un confort psihologic complet. Paradoxal, dar plăcerea vieții o vei primi chiar indiferent de faptul că toate împrejurările din jurul tău nu vor fi cele mai favorabile. Vei învăța să rezolvi problemele și dificultățile minore care te așteaptă la locul de muncă și acasă. Concepția ta filosofică te va ajuta să supraviețuiești cu ușurință discordei familiale și în conflictul cu un prieten sau coleg. Intrigiile la locul de muncă nu sunt excluse. De asemenea, ai grijă atunci când comunici cu colegii și vecinii. Nu te lasa convinsă și nu te implica în aventuri. Vei regreta foarte mult și îți vei submina sănătatea psihică. Într-un cuvânt, va trebui să te porți ca un înțelept care, în loc să bâzeie la soartă, se mulțumește cu ceea ce are. Deoarece tu ai întotdeauna un stil de viață extravagant, atragi mulți oameni și evenimente pentru tine însăți. Cu toate acestea, astrele insistă. Acum trebuie să fii atentă și să nu fii la fel de activă în plan social ca de obicei. În materie monetară va trebui rezolvate o mulțime de sarcini, situația financiară va depinde de eficiența personală. Doar miercuri este potrivită pentru afaceri noi. Sfârșitul săptămânii poate fi foarte problematic în orice relație. Dacă ai visat la o întâlnire personală, este bine să o amâni pe săptămâna viitoare. Trebuie să înțelegi că uneori este util să devii mai pasivă. Mănâncă alimente sănătoase și nu fi nervoasă. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran. Astrele sunt optimiste. Pești Pentru tine devine foarte important cum arăți. Vei fi gata să dedici timp și bani pentru acest lucru. Pentru procedurile cosmetice, săptămâna nu este foarte potrivită, dar ai putea opta pentru fitness. În această săptămână poți renunța complet la inițiative și te poți lăsa la voia întâmplării. O astfel de abordare umilă, într-o oarecare măsură, va fi foarte utilă. Deci, șeful tău va aprecia că ești singura persoană de rândul tuturor colegilor tăi care îi îndeplinește cu blândețe toate capriciile. Șeful va găsi o modalitate de a te încuraja, ce ce va provoca invidia întregii echipe. Probabil dorințele cele mai prețuite se vor împlini chiar acum Primește totul cu recunoștință Când comunici cu ceilalți, fii indulgentă Iartă pentru slăbiciunile lor Ești din umbră Acum este o perioadă favorabilă pentru a face cunoștințe și pentru a obține legături utile Sănătatea se poate simți rău și poate face o scurtă pauză Exacerbarea bolelor mai vechi este posibilă Vei reuși să te controlezi și să îți mărești finanțele prin capacitatea de muncă incredibilă și depășirea numeroaselor obstacole. În problemele personale, lipsa ta de inițiativă, prin contrast, va aduce o mulțime de probleme. În timp ce te afli în nori, o persoană mai decisivă poate atrage atenția persoanei pe care o curtezi de mult timp. Weekendul perfect îl vei petrece cu prietenii apropiați. Zilele favorabile sunt afișate pe ecran, astrele sunt optimiste. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!